Aici Bălan, ocazie Craiova. Cea mai mare ocazie de până acum din această întâlnire. Claudiu Bălan a greșit poziționarea acolo, a greșit așezarea în teren. Mitrea face semn, îi face semn lui Așakbar unde așteaptă această minge. Este și Nina acolo, Mitrea! Ce ocazie are Șepși! 1-1 la mare ocazie, dar parcă asta a fost mai mare a oaspeților. Mitrea dintre fundașii centrali ai Craiovei reia cu capul, cât de bine a intrat acolo Bogdan Mitrea, trimite însă exact în brațele lui Robert Popa. Ies frumos pe contraatacă cei de la Șep și Ștefănescu pe lângă poartă. Șut la colțul lung. Iată șutul lui Marius Ștefănescu. Mingea se duce pe lângă Eder Gonzalez. Așakbar. Așakbar deviat, gol Șepși. Anas Așakbar deschide scorul în minutul 38, un șut formidabil, aproximativ 25 de metri, un șut deviat însă de către unul dintre apărătorii craioveni. Vom vedea imediat cine este. Iată-l pe Așakbar, își face mingea, șutul, da, este Gaici acolo care deviază decisiv. În continuare Șepși are 1-0, ocazie pentru poziție bună a lui Așakbar. Lucasen vrea să treacă printre toți, șutul lui Așkovski. Numai pe asta n-o făcuse, să rateze singur cu portarul Așkovski. Minutul 71 la drobeta turnul Severin, scoate Nițui de sub bară, periculoasă această lovitură liberă și nu știu dacă intra în poartă, oricum era undeva la nivelul barei transversale. Și este corner sau out de poartă? Este corner. Nițui strigă la Golovka, care riscă un al doilea galben. Are deja un cartonaș galben Nițui, care se încăpățânează să dea drumul la acea minge. De ce o ține de minge? De ce nu dă drumul la minge? Nu face decât să aprindă spiritele. Galben și galben, roșu lui Nițui în minutul și roșu și pentru CDB. Șepși rămâne fără portar. A făcut toate cele 5 schimbări.